Cu cât salariul e mai mare, cu atât majorarea acestuia e mai importantă. Așa a explicat ministrul finanțelor Dumitru Budeanschi creșterea diferențiată a lefurilor deputaților și a altor categorii de bugetari planificate pentru anul viitor. Funcționarul insistă că membrii guvernului, deputații și angajații președinției trebuie să fie bine plătiți pentru că dețin funcții responsabile. De cealaltă parte, locuitorii țării sunt indignați de o astfel de abordare și îndeamnă pe funcționari să-și întrețină familiile cu un buget mizer, așa cum o face cea mai mare parte a populației. Potrivit ministrului finanțelor Dumitru Budeanschi, deputații, miniștrii și președintele țării sunt salarizați după o clasă superioară în comparație cu alte categorii de bugetare. Din aceste considerente și lefurile funcționarilor cresc mai mult. De exemplu, salariile aleșilor poporului se vor mări la anul cu 1400 de lei și vor ajunge la aproximativ 20.000 de lei. În același timp, salariul șefului statului va crește cu 1500 de lei și va depăși suma de 21.000. De altă parte, salariile pedagogilor vor crește cu 316 lei și vor ajunge la 6.000 de lei. Deputații și ceilalți nu au avut ceva diferit. Deci la toată lumea s-a majorat valoarea de bază cu 100 de lei. Deci, iată, cu cât s-a majorat salariul la deputați, e în bază la cei 100 de lei. Pur și simplu, deoarece deputații au o clasă mai superioară, probabil această creștere de salariu este mai mare la deputați decât la cei care sunt pe clasele inferioare. Cu cât este mai mare salariu, cu atât majorarea cu atât majorarea va fi mai mare. Subiectul a fost discutat și la ședința Parlamentului, care a examinat proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Întrebarea venită din partea opoziției l-a supărat pe ministrul finanțelor, care a declarat că ministrii, deputații sau angajații președinției trebuie să fie salarizați decent și a cerut mai mult respect față de munca demnitarilor de stat. Fiecare om are familie și au oportunități. Dați să fim onești, să avem un respect față de demnitari, fiindcă ei ocupă careva funcții și poartă responsabilități enorme, cu riscuri enorme, și dat să nu venim de pe ideea că, iată, un altcineva merită numai puțin sau numai... Eu sunt de acord, fiecare cetățean merită foarte mult, dar fiecare cetățean are oportunitățile care le are. Îndemnul ministrului finanțelor a fost susținut tacit de deputații PAS, inclusiv de președintele Parlamentului Igor Grosu. Însă acum 3 luni speakerul declara contrariul, făcând o comparație între veniturile populației și cele ale demnitarilor de stat. E mare, pentru Republica Moldova e mare. Realitățile Republicii Moldova, când noi avem vreo 400.000 de pensionari care primesc mai puțin de 2.000 de lei, 14.000, scuzați-mă, vă rog. Așa că demnitarii de stat sau cei care au venit să facă politică, ei trebuie să înțeleagă că vrei să faci bani, te duci în afaceri. În același timp, oamenii din satele Moldovei le recomandă guvernanților să-și întrețină familiile cu bugete mizere, care în mare parte sunt formate din câștiguri ocazionale. Deputații să ai salariu cum au țăranii, cum au lucrătorii de rând, să trăiască măcar o lună, două cu salariile noastre și apoi să vedem, o să fie de acord cu salariile noastre. Nu merită. Nu merită, fiindcă oamenii de rând, vai de capul lor cum trăiesc. Dar ei se ridică în tot anul salariul. Cum să mai ridici prețul la șeie de parlament de colegi, că ei au o mulțime de bani? Dar spunească cum primim noi 2.000 de lei. Ce să trăiești cu 2.000 de lei? Ei se gândesc și fac ei. Ei primesc, să mai iasă, să primești 1.150.000 de lei zărplată. Dar spuneți cu 2.000 de lei să trăiască ei cu banii ăștia. Dar nu le ajunge și așa că prinesc prea mult încă. Dă-i la țărani, dă-i la muncitorii ăștia care muncesc pe deal, nu... Și asudă el așa de tare acolo în Parlament și ala. Amintim, guvernul a majorat pentru anul viitor fondul de salarizare de la președinție cu peste 2 milioane de lei, pe cel al Parlamentului cu 24 de milioane de lei, iar fondul de salarizare al Curții Constituționale va crește cu 3 milioane de lei. În același timp, bugetul pentru sistemul educațional, care include și salarizarea angajaților din domeniu, va fi mai mic în 2022 cu 10 milioane de lei față de indicele anului curent.